seară urmăriți politică cu Natalia Morari. Din păcate, această seară, la sigur, nu va fi bună, cel puțin reieșind din subiectul pe care îl vom discuta. Probabil cunoașteți cu toții cazul Cristinei, tinerii care acum câteva săptămâni a fost nevoită să nască în WC-ul Institutului Mamei și Copilului. Despre acest caz a relatat toată presa din Republica Moldova, aproape toată. Și lucru care pe mine personal m-a șocat foarte tare este faptul că se pare, nu este vorba despre un caz unic, ci despre o problemă de sistem, pentru că au apărut mai multe mame în spațiul public care au început să, ne povestească istoriile lor triste pe care le-au trăit din experiența lor cu sistemul medical din Republica Moldova. Astăzi am decis să dedicăm această emisiune mamelor și experiențelor lor. Eu am invitat în studio două mame care au trecut prin experiență deloc plăcută, să spunem așa, asta ușor vorbind, cu sistemul medical din Republica Moldova în timpul nașterii. Este vorba despre Olga Mulic, mamă. Bună seara. Bună seara! Bine ați venit, Olga! Bine, mă bucur foarte mult că ați acceptat să veniți. Este vorba despre Alina Andronache, la fel mamă. Bună seara, Alina! Îmi pare foarte bine și din câte cunoaștem, sunteți una dintre acele mame activiste care mâine va merge la guvern ca să prezinte mai multe istorii și dovezi Guvernului Republicii Moldova despre ceea ce se întâmplă în maternitățile din țară. Da, mâine vom depune declarația mamelor care au trecut prin situații similare. La fel va fi depusă această declarație și tuturor autorităților menționate în declarație și sperăm că autoritățile vor auzi vocea mamelor și vor fi deschiși spre cooperare, colaborare și a întreprinde niște măsuri și de a schimba ceva. Pentru că printre toate istoriile primite vedem că în decurs de minim 30 de ani nu s-au schimbat lucrurile, pentru că erau, ne scriau femei care au născut la începutul anilor 90, dar care și-au născut recent în 2017. Și vedem că timp de 30 de ani aceeași atitudine, aceleași probleme, aceleași situații. O mai avem alături și pe Victoria Dumbrava, colega mea, redactorul șef Agora.md, care astăzi ne va povesti despre campania pe care Agora împreună cu ea.md a lansat din momentul apariției acestei istorii triste a Cristinei. Voi, cei din redacția Media, ați început să colectați mai multe povești ale mamelor din Republica Moldova și nu doar povești triste, dar am înțeles că totuși mai mult povești triste v-au venit. Da, este adevărat. Noi am decis să lansăm această campanie Cum am născut, la câteva zile de la istoria Ecaterinei, la câteva zile după aceea. Eu cer scuze, am spus Cristine asta, pentru că este un subiect prea emoțional. Probabil confuzia și vine și de la faptul că inițial ea a preferat să-și păstreze anonimatul. Revenind la campanie, da, am lansat-o la câteva zile de la ziua în care acest caz a devenit public și intenția noastră a fost de fapt să nu venim doar cu povești negative, dar să arătăm și cealaltă fațetă a monedei, pentru că eu în continuare cred că acest aspect sau acest subiect despre care discutăm în ultima săptămână este doar o parte a tabloului. Există și povești frumoase, există și specialiști și medici foarte buni. Dar din păcate, în redacție continuăm să primim în mare parte povești tragice, istorii ale mamelor care aleg să-și spună oful, să-și povestească trăirile și emoțiile, din păcate, tragice. Care este cota poveștilor tragice din total istoriei? Prevalează, cu siguranță, sunt peste 70-80%. Deci toate aceste istorii pot fi citite de, pe da, site-ul. Da, pot fi găsite. Noi chiar cumva încercăm să alternăm, nu le difuzăm, nu le publicăm pe toate chiar în ziua în care le primim. Am decis să publicăm în mediu 2-3 pe zi, dar vom continua și în zilele următoare, chiar dacă prin acea conferință care a avut loc alaltăieri, ministerul a încercat cumva să pună punct acestui caz și să arate un raport pe alocuri cu multe semne de întrebare și necunoscute, noi vom continua să abordăm și să scriem despre aceste subiecte și povești. Pentru că cei care ne urmăresc acum să înțeleagă că astăzi discutăm nu cu oamenii care din auzite cunosc asemenea istorie, eu aș propune să începem cu istoriile voastre, Olga și Alina. Eu știu că ați trăit o experiență pe care nu oricine ar putea să o trăiască în viață și eu mulțumesc pentru faptul că sunteți gata
să povestiți și astăzi despre această experiență. Să începem cu... Deci experiența mea neplăcută este, a început, a avut loc de fapt 6 luni în urmă. La mine este a doua sarcină, deci eu am experiență plăcută cu prima sarcină. De asta și nu mă pot nici de cum liniști, fiindcă știu cum trebuie să fie o sarcină și o naștere cu atitudine bună. Deci 6 luni în urmă am fost diagnosticată cu preeclampsie severă. Acest fapt trebuia să fie din timp observat, să zicem. Asta a medicul... fost în timpul sarcinii? Da, eu am aflat când am ajuns deja de urgență în terapie intensivă. Deci la 36 de săptămâni mi-a fost diagnosticată, cu toate că analizele ar fi trebuit să arate acest lucru mai înainte. Asta, mă rog, eu nu sunt medic, dar din ceea ce am aflat ulterior. Bine, este greu să vorbesc, dar voi încerca să răsculesc din nou istoria. Totul a început noaptea, de obicei lucrurile urâte întotdeauna se întâmplă noaptea. Data de 24 iunie, brusc mi-a stat rău, dureri de cap, însoțite de vomă. Din start cu soțul am plecat cu automobilul la maternitate, eram în sat, în raionul Fălești. Am plecat maternitatea din Fălești, când au văzut că tensiunea era foarte ridicată, de urgență m-au transmis la Bălți, pentru că era risc de naștere prematură și nu aveau posibilitate, să zicem, tehnică sau nu știu, de a primi astfel de nașteri. La Bălți, deci, am fost primită la aparat, medicul mi-a spus prompt în față: bătăile inimii lipsesc, copilul dumneavoastră este mort. Asta a fost șoc, deci isterie, cred că e evident. Ulterior, de urgență, trimiteți-o, vă rog, în terapie intensivă. Soțul, la momentul respectiv, nu știa că copilul deja nu se aud bătăile inimii. În ascensor, doamna medic, dacă îți permite să dau nume, țin minte, Carolina Frumusache, cu adresare. Deci eu eram în șoc, nu credeam că se întâmplă cu mine. Îmi spune: fată dragă, dar tu ce n-ai văzut că ești toată înflată? Zic, eu m-am adresat pe data de 20 iunie la medicul din sat. Deci cu 4 zile înainte. Cu 4 zile înainte, da. M-am adresat la medicul din satul natal al soțului, unde eu venisem de o lună acolo, cu scopul de a mă transfera la evidență. Eu eram la Chișinău, fiindcă, mă rog, am lucrat până în 30 săptămâni în Chișinău. Ulterior, noi am decis cu soțul împreună să trecem cu traiul în satul natal, fiindcă nu ne permiteam financiar să menținem aici, în Chișinău. Și m-am adresat cu 4 zile înainte de incident, m-am adresat la medicul de familie din sat, doamna Elena Guțu, să mă transferi cu evidența, la care doamna spune că, păi uite, tu mai ai de trecut ultimul control, rămâi acolo în Chișinău. Deci eu am să primesc pe tine ulterior cu copilul, dar tu încheie, că acolo trebuie cartela medicală, să o aduci, evident, cartela medicală din policlinică, eu nu am drept să o port la mine. Asta rămâne doar în policlinică, asta este procedura. Eu aveam la mine doar carnetul prenatal, care la fel este completat de medicul de familie. Doamna a refuzat, eu regret foarte mult că nu am fost insistentă, de obicei sunt insistentă, parcă am curaj, dar la momentul respectiv m-am gândit că ulterior voi reveni cu copilul și deci nu vreau situații de conflict. Deci era clar că până la sfârșitul sarcinii, într-un fel, rămâneți fără medic, dacă erați da, la 35 de săptămâni, când trebuia să trec următorul control, am hotărât să trec în sat, fiindcă chiar mi era greu să mă deplasez în Chișinău, erau, dacă țineți minte, o caniculă, era da, exact. Căldurile foarte mari și nu mi-era comod cu transportul public să mă deplasez 130 km până în Chișinău ca să trec controlul. De asta și m-am adresat la doamnă. Bine, m-a refuzat, eu păcat că nu am fost, foarte mult regret că n-am fost insistentă. Peste 4 zile se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Ulterior, la terapie intensivă, am fost internată.
4 dimineața la mine a venit medicul ginecolog Galina Belinskaya și doamna Frumusachi Carolina, care le-am menționat anterior. Deci au verificat, aveam atunci la moment 2 cm. Presupun că s-au gândit copilul, din câte am înțeles, copilul care este mort se naște mai greu decât când copilul este viu. Ulterior au plecat. Deci eu am rămas în salon cu 2 paciente, medicul anesteziolog, infirmiera și sora medicală. Deci de contracții nu vorbesc, mă rog, este vital să avem contracții, să avem dureri, eu le-am suportat cu bine. Dar care a fost comportamentul medicului în toată perioada aceea? Deci cu doamnele care, ginecologul, care trebuiau să-mi primească naștere, au plecat, nu le-am văzut. Vreau să mulțumesc din suflet, am avut noroc de domnul anesteziolog, dacă nu greșesc, îi spune domnul Ion. Deci am avut noroc numai de susținerea lui, fiindcă el a monitorizat tensiunea care era destul de ridicată. Și avea, adică, o atitudine față de mine bună. Infirmiera, deci nu știu, poate nivelul de cunoștință e mai jos, eu nu pot să găsesc explicații, dar eu când spun că am dureri și simt că nasc, doamna spune, păi da, tu nu te, mă scuzați de expresie, nu te scremi. Adică eu, la momentul acela mi-a fost dezgustător să aud astfel de încurajări. Când eu am simțit că nasc, fiindcă, mă rog, este a doua experiență, eu știu cum și când vine momentul, am strigat, vă rog, am nevoie de medic, fiindcă eu parcursul ăsta câteva ori, eu am întrebat unde am să nasc, fiindcă eu vedeam că sunt în salon cu 2 paciente. Eu nu consider normal să nasc în salon cu 2 paciente. Eu aveam nevoie de o atitudine adecvată așa cum ar trebui să fie. Deci, la strigătele mele, tu nu naști, încă medicii au spus că tu ai să naști mai târziu, tu n-ai cum să naști atât de vreme. Bine, da, de la orele 4 dimineața până la orele 7:20 când eu am născut, nu a fost nimeni din medici, moașă, ca să verifice care este situația, deci vine nașterea sau nu vine nașterea. Chiar dacă la 4 ai spus că deja naști. De la 4 dimineața. De 3 ore nimeni nu s-a apropiat de tine. Nimeni din medici, hai să zicem ginecologi, care să vadă procesul însăși a nașterii. Nu vorbesc de domnul anesteziolog care avea grijă de starea mea, deci ceea ce ține de tensiune. Cât eu am născut, cred că cel mai dureros este faptul că doamnele erau prezente în salon, anume sora medicală și infirmiera. Și eu când strig că nasc, copilul iese, deci nu s-au apropiat de mine, nu știu, au intrat în panic, s-au pierdut, cu toate că nu pot să înțeleg, în terapie intensivă sunt cazuri cu mult mai grave și cred că ar trebui să poți reacționa. Prima, eu am văzut că ies copilul, deci m-am speriat, fiindcă eu nu știu singur cum să controlez acest proces. M-am dat pe spate, am văzut puțin căpșorul, m-am dat pe spate și a doua oară, deci am, să zicem, am împins și puțin am ajutat cu mâna ca copilul să iasă. Dumneavoastră v-ați ajutat? Eu mi-am primit să primești că nașterea, da. Eu deci, m-am primit și asta și în timp ce erau, în salon, deci în sală de naștere? Nu era sală de naștere, da. Nu era sală de naștere, era terapie intensivă. Deci în timp ce în terapie intensivă se aflau 2 medici, o infirmieră și sora medicală, deci și deja 2 paciente. Eu am născut singurică, da, eu am născut singurică pe pat. Bine, poate nu e problema pe pat, e problema că nașterea mea n-a fost însoțită, adică eu am născut, practic, vă spun, am ajutat, au sărit, eu eram conectată la picurători, au sărit toate, cred că... Ele cumva au explicat pe urmă de ce nu s-au apropiat și n-au ajutat? Nu cred că țin minte dacă au explicat. Eram într-o stare, bine, eu am făcut public momentul peste 2 săptămâni, fiindcă până la 2 săptămâni eu nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și nu puteam să realizez că e adevărat. Nu cred că au explicat de ce. Dacă îmi permiți, voi trece la pierdut ca să nu, știu, da, să nu fie o distanță problem. Prea mare dintre noi. Deci, tu ai născut singură. Din moment, eu înțeleg că asta este foarte complicată, cum de povestit, dar în care moment infirmieră și sora medicală au intervenit?
Deci în momentul după ce eu am născut, deja copilașul era pe pat. Între timp, eu nu știu în timp asta, de fapt, cât s-a întâmplat, la câteva minute, cred, s-au apropiat deja și doamna Belinskaya și Frunsachi, care trebuiau să-mi primească nașterea. S-au apropiat și deja ele au reacționat. Adică au luat copilașul, au cordonul, l-au prelucrat. Deci nici sora medicală, nici infirmieră, în momentul în care copilul ieșea din tine, n-au chemat medicii, nu s-au apropiat, pur și simplu nu s-au apropiat de mine. Asta cred că m-am simțit, mă scuzați, tratat, să zicem, ca să înțeleg, ca să trecem deja și la istoria Alinei, tu după aceasta, au trecut 2 săptămâni, tu te gândeai să faci acest caz public, l-ai făcut, da? Da, sigur. Cazul meu a fost mediatizat, a fost comisia în cadrul spitalului din Bălț, unde a avut, maternitatea din Bălț. Și ce a constatat comisia? Nu știu răspuns nici până ziua de astăzi, cu toate că ministerul mi-a promis că mi oferă răspuns peste o lună, deci uitați-vă. Din 24 iunie? 24 iunie a avut loc nașterea, deci 20 iulie noi am fost comisie la minister, deci trebuia să fie doamna Glavan să prezideze ședința, dar în ziua ce n-a fost, a fost doamna Liliana, dacă nu greșesc, era viceministru atunci. Și deci acolo a avut loc comisia. Noi am fost rugați să ieșim, fiindcă n-ar fi etic să participăm la comisie, să zicem așa, da? Dar în toată această perioadă, din data de 20 iulie, când a fost creată această comisie, s-a comunicat cu ceva, te-au contactat, te-au anunțat la ce etapă se află investigații? Deci paralel, am depus plângere la poliție acolo în Bălț, unde a avut loc cazul. Deci până acum am fost informată despre faptul că dosarul nostru a fost transferat în Fălești după competență. Deci încă nu mi s-a adus la cunoștință cu expertiza medico-legală. Deci ping-pong juridic și lipsă de oricare răspuns și din partea poliției și din partea poliției. Mai revenim la cazul tău, eu aș vrea să ascultăm și istoria Alinei. Alina, care a fost experiența ta? Eu poate am avut o experiență mai simplă, dar m-am implicat în aceste zile nu pentru experiența mea, dar mi-am dat seama că eu am tăcut și asta a fost cu 2 ani în urmă și îmi dau seama cât este de greu, de ce au tăcut atâtea femei, mi-am dat seama. La mine s-a întâmplat mult mai simplu, eram sarcinată în 8 săptămâni de sarcină, era ajun de Crăciun și având deja 2 copii, am văzut că am sculgit maronii și mi-am dat seama că uite, trebuie să merg la urgență că nu este bine. În momentul aceea niciun medic din cei cunoscuți nu mi ridicau. Era sărbători, am mers la urgență, la urgență mi-a spus că sarcina decurge bine, mergeți și vă internați pentru a păstra sarcina. M-au internat la maternitatea numărul 2. Timp de 2 zile mi s-a dat doze duble de hormonale și vitamine pentru a păstra sarcina. Ca la a treia zi, la ultrasonografie, mi-a spus că dar noi nu vedem nicio sarcină. Și eu, cum voi nu vedeți nicio sarcină? Eu am confirmare, eu am făcut ultrasonografie la 4 săptămâni, eu am făcut ultrasonografie la urgență, aici când m-ați internat, cum nu vedeți sarcină? Și în momentul ce am început a plânge, mi-am sunat soțul, am mers la un medic privat la ultrasonografie și mi-a spus că, cu părere de rău, Alina, sarcina ta deja de 2 săptămâni. Nu evoluează și este oprită în evoluție. Ceea ce n-au văzut acei medici, ceea ce tratamentul care mi s-a dat era inutil, pentru că eu... Și asta e vorba de hormoni care ar putea afecta grav. Da, dar ceea ce a urmat mai pe urmă, mi-a spus că, uite, ești la un termen mic de sarcină și vom face avort medicamentos. Mi s-a dat prima zi medicamente, scurgeri enorme, dureri, dar a doua zi s-a confirmat că nu s-a curățit uterul și este nevoie să mai repetăm ceci încă o dată și să dublăm dozele. Mie mi s-a dublat dozele, dar la fiecare dublare nu a fost lângă mine nimeni, pentru că la orele 5 a venit sora medicală, mi-a pus 4 pastile și mi-a spus că te le bei la fiecare oră.
Eu le-am băut la fiecare oră, până la orele 9, aveam grețuri, aveam amețeli, aveam dureri. Cineva s-a apropiat, întreba cum te simți? Nu, la orele 9 mi s-a măsurat febra și eu spus că tot normal ceea ce sunt eu. În această perioadă eu am folosit două cutii întregi de absorbante și am întrebat de ce am atât de mari scurgeri și a spus e ok. Eu am încercat să adorm, am adormit și m-am trezit pe la orele 11:30, că eu eram măscuțat într-o bâltoacă de sânge și nu puteam să mă scop pentru că sângele curgea într-una de mine. Eu am chemat soțul să-mi aduc haine, să vină, că nu știam ce să fac. Și foarte mult se întreabă și în cazul Caterinii unde erau rudele ei, pentru că în cazul meu soțul nu i s-a dat voie și a spus că cu soția dumneavoastră este totul bine, lăsați hainele la primul etaj și mergeți acasă. Pe urmă m-au dus să mă verifice medicul și medicul a spus că eu nu te verific când ai pilincuță. De unde să am, când eu încercam în momentul acela să iau tot ce am pe împrejur, să vâr sub mine. Ok, am avut noroc... Și așa și nu te-au verificat? Am avut noroc de o soră medicală în care a stat lângă mine și a găsit ea. Eu nu mai țin minte, eu doar țin minte momentul în care am încercat să mă urc pe scaun și am leșinat. Pe urmă eu nu vedeam, dar auzeam vocile lor în care ei vorbeau ce să facă cu mine, că nu este anesteziolog. Eu nu știu, nu țin minte toată discuția, țin minte fraze rupte, da? Că nu este anesteziolog, altă frază, nu știu cine vorbea, altă frază că cum să-i punem anestezii dacă uite ce, cât sânge a pierdut și ce tensiune are. Mi-a făcut chiuretaj fără anestezie și m-au lăsat să-mi vin în fire pres de vreo câteva ore pe acea masă. Eu am avut totuși noroc de o soră medicală în acea noapte, bună la suflet, nici nu țin minte numele ei, pentru că atunci când deja eu mi-am revenit peste două zile, nu o găseam, care m-a spălat, efectiv m-a dus în palată, m-a culcat. Eu simțeam toate aceste dureri, vă dați seama, o intervenție chirurgicală fără anestezie, nici măcar locală să puie. A doua zi dimineață mi s-au vrut acte să semnez că nu am pretenții și ei au făcut tot posibil ca să mă păstreze pe mine în viață, că eram în pericol. Eu am semnat, eu nu eram conștientă ce semnez. Este clar. Câteva zile când deja discutam și cu avocați, mi-au spus că hai să luptăm. Eu nu mai aveam putere să luptez. De ce? Pentru că eu am rămas internată încă 5 zile pe un coridor cu mame care erau însărcinate și mergeau cu burta de fiecare dată când ieșeam din palată. Și asta este o problemă care am depistat-o și în alte istorie care mi-o trimiteau. Atunci când în momentul când am ieșit și aveam coșmarul noaptea, mi-am dat seama că eu nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că eu am doi copii și trebuie să fiu lângă ei în fiecare zi și nu pot să fiu în starea în care eram eu. Și am uitat. Atunci când ai preferat să uiți. Am preferat dacă să, se poate de spus că ai uitat. Să uit, dacă nu pot să uiți, pentru că eu aveam o sarcină de gemeni și de fiecare dată când văd gemeni și alte lucruri sau când mi-aduc aminte, uite câți ani putea să aibă copiii mei, oricum doare asta. Dar în momentul când Ecaterina și-a păstat și-a pus istoria ei, eu am trecut iarăși acele emoții și atunci când Anastasia a venit cu inițiativa, cu este un fenomen, asta nu Anastasia este o mamă, cu două, da? Eu am decis să o ajut, să mă implic, doar că îmi dădeam seama de ce tac multe mame și multe femei. Și atunci, după ce Caterina și-a postat istoria ei, am văzut că în două zile, nu știu dacă ați urmărit, s-au adunat peste 2000 de comentarii. Eu am văzut. Asta a fost fenomenal. Alina, eu propun, aici noi trebuie să anunțăm o scurtă pauză de publicitate, dar mi-mi pare asta este un subiect extrem de important. De ce femeile, de ce mamele au preferat să tacă în majoritatea cazurilor și abia acum, după această istorie, au început să vorbească. Și eu sunt absolut convinsă că mai sunt și alte femei care încă n-au avut curajul să vorbească, pentru că nu este un lucru atât de simplu să începi și să vorbești despre ceea ce se întâmplă. Aici chiar e interesantă experiență, ia punct media ce istorie ați aflat, dar revenim la asta după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio, astăzi discutăm despre cazurile tragice din maternitățile Republicii Moldova și despre această problemă sistemică din medicina noastră. Victoria, da. Voi timp de o săptămână aproape colectați istoriile femeilor, mamelor care au trăit diferite experiențe, diferite
o spun cum ai explicat tu, voi nu v-ați pus drept scop să colectați doar povești tragice, dar să formați așa o părere obiectivă a lucrurilor care se întâmplă în sistemul medical. Doar că majoritatea istoriilor nu sunt deloc pozitive. Ce pe tine personal, pentru că am înțeles că tu ai citit fiecare istorie, pe tine personal, care istorie te-a marcat cel mai mult și dacă ai putea să ne dai mai multe detalii? Eu nu știu dacă pot să spun o istorie care m-a marcat și acum, ascultând poveștile colegilor de platou, dacă pot să zic așa, și retrăind emoțiile pe care le-am avut eu atunci când eu am născut, pentru că am doi copii astăzi. Mulți ani înainte. Da, mulți ani înainte lor, mersi frumos. Și am avut norocul să nu trăiesc astfel de momente. Orice istorie este una care îți ridică părul de pe mâini și din cap și de oriunde. Pentru că nașterea este un moment în care femeia este cel mai vulnerabil și e un moment în care, am să o citesc chiar și pe mama mea aici, e o întrebare pe viață și pe moarte. Se poate naște cineva, dar în același moment poate muri cineva sau poate chiar două sau trei vieți. Și e un moment extrem de important. Revenind la povești, chiar acum în pauză am verificat și cred că este una din primele povești pozitive în care o mămică încearcă să dea speranță și o găsiți pe ea.md această istorioară. Dar da, în mare parte sunt povești tragice, povești de plâns. Și prin aceste povești se scoate în evidență că într-adevăr avem o problemă de sistem în Republica Moldova și această problemă, dacă ar fi să o denumesc sau să-i dau un titlu, ea este comunicarea. Pentru că, așa cum povestea Olga, să-i spui unei mame atunci când o examinezi la ecograf, bătăile fătului nu se mai aud, copilul tău este mort, eu cred că e ceva inacceptabil și e... Nu știu, un alt curs sau o altă facultate pe care ar trebui să o urmeze acea persoană, să știe de cum să comunice exact, de exemplu. Ce faci, cum îi transmiți pacientului tău starea în care se află, patologia de care suferă sau starea în care este fătul său. Ori inclusiv cazul Ecaterinei, cazul Olgăi, demonstrează că avem o problemă de comunicare în sistem, de comunicare atât din partea medicilor cât și din partea pacienților, poate. Deci, asta, știi, dar în cazul în care deja este cunoscut că fetul nu mai este viu, să spui mamei, nu te scremea? Sau și ragi atât când n-ai ras? Da. Mai este o problemă, pentru că foarte multă lume, când discutau în aceste zile, inclusiv și cazul Caterinei, spuneau că nu știu ce este, doar a fost un avort medicamentos. Adică ei simplifică lucrul, nu știu ce, e doar de un avort, nu e o naștere în care... Dar ei nu înțeleg trauma psihologică prin care trece o femeie. Una, când atunci când tu suporți durerile, naștere și contracțiile, atunci când știi că după asta ții copilul în mână, și alta când tu suporți aceleași dureri, contracții, sau dar știi că tu nu mai vei ține pe nimeni în brațe. Și mie îmi pare rău că societatea nu înțelege și încercau să glumească cu sarcasm, să simplifice lucrurile, să simplifice durerea și să simplifice cauza. Pentru că până la urmă persoana primește traumă dublă psihologică în aceste situații. Incontestabil că noi aceste declarații nu au ca scop denigrarea medicilor, denigrarea tuturor specialiștilor. Cu siguranță noi avem oameni remarcabili în acest domeniu. Am trei copii și e și normal că este datorită și medicilor care m-au asistat și cu datorită cărora au născut acești copii, dar așa am și o experiență neplăcută. Și această declarație a femeilor, această voce, aceste istorie, au drept scop să arăte că noi totuși avem o problemă în sistemul medical prenatal. Pentru că atunci, într-un stat democratic care își propune să respecte drepturile cetățenilor, omul, când ajunge să beneficieze de servicii medicale, trebuie să fie sigur că sănătatea lui sau viața lui este în siguranță. Este dar la noi, în urma acestor istorie, observăm că femeile în cele mai vulnerabile situații lor, momente, sunt tratate, mă scuzați, ca niște animale și le se adresează. Pentru că asta în istoriile care le-am primit eu, am văzut și că unele erau lăsate să nască pe hol. Și alte istorie foarte grave. Din punct de vedere emoțional, oamenii trăiesc traume psihologice. Cu siguranță avem povești de succes, dar poveștile astea de succes se uită atunci când oamenii
nu unul, doi, trei cazuri. Noi vedem că, spuneam și în pauză, că în, atunci când a postat Ecaterina cazul său, timp de două zile peste 2000 de comentarii, și dacă cineva stă și citește aceste comentarii, mai mult de jumătate sunt confesiunile femeilor. Sunt situații în care ele au fost denigrate, blamate, umilite, înjosite. Și de aici, de aici urmează și un alt lanț nefast sau malefic, pentru că aceste istorii trezesc neîncredere în rândul femeilor care urmează să nască, exact, care urmează exact, să fie exact mame, și pentru a nu ajunge, Doamne ferește, în situații similare, apelează la vecini sau cu metrii, cunoști pe cineva, la ce medic să mă duc să nasc, dar cum să-l mulțumesc ca să se comporte frumos cu mine, ceea ce nu este deloc ok într-un stat democratic, așa prin cum spuneam. Prin asta se încurajează corupția, pentru că noi ne dăm seama că poți să ai parte de o naștere fericită, fără traume psihologice, doar în cazul când tu, din timp, vorbești cu medic. Eu recunosc că asta am făcut-o și eu cu al patrulea copil. Nu, hai să spunem așa cum este. Nu pur și simplu vorbești, dar vorbești. Nu, tu vorbești cu medicul, din timp cu medicul, și da? El are garanție că după naștere la fel îl vei mulțumi. Pentru că în cazul când tu pur și simplu, cum ar trebui să fie într-un stat normal, ai contracții, sunt la urgență, urgența vine după tine, după viză de reședință, ești dus la maternitatea care trebuie să naști. Și medicul care este de gardă, eu nu vreau să-mi imaginez, da, ce se întâmplă cu aceste femei care apelează la starea de urgență, pentru că mare parte aceste istorii care am primit eu în privat sunt femei care nu au posibilitatea să plătească un medic din timp sau au prea multă încredere în medicina noastră sau au avut încredere în medicina noastră. Câte istorie ai primit tu în aceste zile după ce cazul Cristinei? Eu am avut noroc că Anastasia, cu Malvina, știind că eu am trei copii și sunt alaptez să mă ferească de o parte din istorii, dar am primit vreo 20-25, dar Anastasia, câte istorie a primit? Nu cunoști? Peste 100. Peste 100. Peste 100. Deci, voi mâine mergeți la guvern ca să prezentați toate aceste confesiuni. Câte mame s-au alăturat? În general, cine va prezenta această declarație? Atunci când noi am declarat, sau atunci când a făcut Anastasia o postare cu te, să facem o declarație, haide să mergem, am văzut că sunt femei care sunt solidare, da? Nu au avut parte de aceste situații, dar sunt solidari și vor schimbări, și sunt femei care au avut parte de aceste situații. Și atunci noi ne-am gândit că ar fi bine să împărțim în două declarații. Și prima declarație care o depunem mâine este a femeilor care au trăit sau au trecut prin situații groaznice sau situații similare cu a Ecaterinei. Această declarație, avem în jur de 70 de istorie, chiar dacă ne-au scris mai mult, noi am încercat să le... Mulți ne scriau, dar nu vreau să fie atașate istoriile lor în declarații. Și altele erau grave, cu siguranță toate, dar noi am încercat să le alegem cele mai... Nu vreau să zic, nu știu cum să mă exprim corect, dar o parte din ele să le adăugăm. Da. Și aceste declarații, aceste istorii a femeilor sunt susținute de în jur de 30 de organizații non-guvernamentale. Și această declarație va fi mâine depusă. Ulterior, ne propunem să facem o petiție online care toți oamenii care sunt solidari, care vor schimbări, care vor să schimbăm ceva împreună în țara aceasta, vor putea să-și exprime poziția prin a semna această petiție. Permite-mi acum, prin intermediul acestei misiuni, să spun că voi faceți un lucru fenomenal și TVOP va fi de partea voastră. Bine, noi suntem de partea... Probabil nu noi facem un lucru minunat. Femeile, da. Voi, femeile, deci... Pentru că e greu, ele scriu și lor le este greu să scrie. Îmi scria în prima zi un tată, vreau să spun că nu scriu doar femei, scriu și bărbați. Și îmi scria un tată din Drochia, care în timp de toată pe parcursul, la toată sarcina, nu s-au depistat, sarcina mergea foarte bine, toate controlele de rutină arătau că totul este bine cu copilul, iar în urma nașterii copilul a fost, i s-a pus diagnosticul de paralizie cerebrală în Chișinău. A fost problemă în timpul nașterii și acest tată scria plângând și foarte greu, și el merge în instanță, merge să lupte, să demonstreze, uite că este greșeala medicilor, că a fost greșeala medicilor. Și el speră foarte mult că se va demonstra această greșeală. Ba mai mult, el îmi scria și îmi spunea că vă scriu doar că știu pentru toți cei, sau ca să audă lumea, să audă de fapt autoritățile, că nu mai vrea lumea să tacă.
Și atunci când lumea încearcă să spună că nu avem probleme, de ce voi denigrați medicii, de ce voi le tăiați din inspirația de a lucra, nu avem ca scop. Pentru că cel mai regretabil este că acești medici de breaslă acoperă aceste cazuri și nu le declară public când sunt situații, astfel de situații. Dar nu toți, vreau să spun, pentru că am avut și discuții cu medici care îmi spuneau că de ce tac sau că într-adevăr sunt probleme, că ei vor să discute, vor să vorbească despre această public. Eu sper că această voce a femeilor și nu doar a cetățenilor va fi auzită, pentru că în statele dezvoltate, în statele democrate, un singur caz, deja trebuia să facă discuții publice, trebuia să-și ia măsuri, nu doar o anchetă simplă, pentru că cel mai regretabil sau cel mai mult semn de întrebări în această anchetă este că nu se dau numele celor care au fost concediați. Eu sper că nu sunt concedieri doar în anchetă. Doar pentru a bifa. Și într-adevăr a fost cineva concediat. Dar sper că mi s-a sugerat cineva că acești oameni sunt în taină sau nu se spun numele lor din motiv ca să fie reangajați în alte instituții. Clar. Eu mă tem și sper totuși că nu va ajunge la asta. Olga, potrivit ție, totuși dacă ai explica simplu, în câteva cuvinte, în ce constă principală problema a acestor experiențe pe care le-au avut mai multe femei, inclusiv tu? E vorba de comunicare, e vorba de lipsă de empatie, e vorba de... Ce se întâmplă? E vorba, cred că, și bani. Uitați-vă, în Bălți, când am fost internat, deci colegile care erau, îmi spuneau, pentru naștere, dacă ai noroc și naști în timpul zilei, taxa este 200 de euro. Noaptea 250, cezăreana 300. În cazul meu, asta n-a fost spital public. Asta, da, distat. Maternitatea din Bălți. Nașterea mea n-a fost cu perspectivă, fiindcă s-a depistat la o zi că fătul este mort. Cred că de asta și-a fost, hai să zicem, indiferența. Pentru că știau din start că noi rupți de durere, nu aveam nici eu, nici soțul timp și gândul să ne gândim la bani, să oferim bani. De ce s-ar fi întâmplat în cazul în care tu spuneai, Beta, dacă o femeie spune că eu n-am 200 de euro și ea astăzi trebuie să nască, ce s-a întâmplat în acest caz? Uitați-vă, prima experiență naștere a avut loc în Chișinău, deci tot nu am achitat, nu am avut bani. Toate acestea, nașterea, deci mi-a primit-o doar moașa și o domnișoară care era rezident. Deci medicul de gardă nici nu știu cine a fost. Deci tot a fost o atitudine. Asta din motiv că n-ai plătit din motiv banii. Cred că nu am plătit, nu m-am înțeles din start. Deci mi-a fost primită nașterea, îi mulțumesc doamnei care atunci mi-a primit nașterea, o doamnă foarte bravă, un comportament destul de bun. Dacă să excludem unele momente, că uite, trebuie să dai acolo nu știu 50 de lei la infirmieră, că a șters de urma ta. Cred că pentru mine atunci, mă rog, îmi țineam copilul viu în braț, au fost așa niște momente care nu le-am considerat, cu toate că aceste momente la fel nu trebuie să existe. Eu vreau ca tabloul meu, nașterea mea, să fie frumoasă, fiindcă până la urma urmei scopul cel mai frumos al nostru, al femeii, este de a aduce viață pe pământ. Și nici de cum... Iată, în spitalul din Bălți, de exemplu, când ai ajuns, asta din start se spune mamei care urmează să nască 200 de euro ziua, 250 de asta euro. Asta este vorba despre nașterile care te duci din start să te înțelegi. Dacă deci, mergi să te înțelegi. Dacă mergi să te înțelegi, vei fi tratat dacă altfel. Nu te înțelegi, poți fi tratat ca și mine, de exemplu. Victor, eu revin la problema, da. Pentru că ea este una sistemică. În afară de comunicare, ce nu ne mai ajunge? Bine, și din raportul Ministerului sau rezultatele anchetei am înțeles că nu ne ajung cadre medicale, da, pentru că la final chiar i-am întrebat, spuneți-mi, vă rog, aceste sancțiuni sau aceste demisii nu ne vor face să ne trezim într-o zi că nu avem medici obstetricieni care să primească nașterile? Și au recunoscut că da, suntem în tendință de a nu avea cadre medicale suficiente. Bine, e o problemă în toate sectoarele, nu doar în medicină, și în educație și peste tot. Dincolo de asta, echipamente învechite, pereți jerpeliți, sunt lucruri cunoscute și cred că conștientizate de toată lumea. Dar atitudinea totuși vine din comunicare și din
Chiar și atunci când a apărut acest caz al Ecaterinii, a doua zi am încercat să discut cu un medic care să-mi explice, făcând abstracții de acest caz, să-mi spună ce se întâmplă cu o femeie care este într-o astfel de situație, procedural, medical, ce trebuie să facă pe pași un medic, ce medicamente se administrează, la ce diferență de timp. Niciunul, crede-mă, niciunul nu a avut curaj să îmi dea o declarație pentru presă în baza cărei eu să fac un articol și să spun de că uite... Și cum explicau asta? Pentru că le era frică. Toți ne spuneau, acest caz a fost făcut public, noi nu vrem să fim asociați cu el, nouă ne este frică să ieșim în public. Fiind la conferință, un director de spital de aici, din Chișinău, mi-a scris, văzând că sunt acolo și aveam posibilitatea să adresez întrebări, îmi scrie, întreabă-i pe cei de la minister dacă este adevărat că orice director de spital, pentru a ieși într-un interviu de presă sau la o emisiune televizată să participe, trebuie mai întâi să aibă acceptul ministerului. Din păcate am văzut prea târziu această întrebare sau această sugestie, ieșisem de acolo, dar cu prima ocazie neapărat dar am să le adresez. Dar e o tendință din ultimul timp. Da, este adevărat. Cam toate ministerele au trecut la asemenea... Este adevărat și tocmai de aici... La asemenea practică. Această temere de a ieși în public, această interdicție de a comunica cu oamenii, pentru că, repet, am vrut doar să arătăm ce se întâmplă cu femeia, că într-adevăr trece prin dureri foarte grele, că în astfel de momente nu pot fi administrate analgezice, poate, sau că în astfel de momente nu se pot recurge la alte proceduri, gen cezariană sau alte, nu știu, scenarii. Poate că nu și poate că într-adevăr femeia trebuie lăsată să suporte acele consecințe și poate că într-adevăr ele sunt mult mai mari decât în cazul unei nașteri de succes, hai să zic. Dar ieșiți și vorbiți, ieșiți și spuneți asta, ca oamenii să înțeleagă, ca oamenii să afle și să știe ce se petrece. Deci, pentru mine, principala problemă și cea mai mare și cea mai gravă, care trage după sine toate efectele negative, este lipsa de comunicare eficientă. De ce am observat și eu și vă rog să mă corectați dacă e așa sau nu, e și o anumită blamarea. La noi, în Republica Moldova, întotdeauna este blamată victima. Iată, dacă să ne uităm și la cazuri de viol. Femeia este blamată, dacă este vorba de femeie. Femeia este blamată că nu te-ai îmbrăcat cum trebuie, probabil nu te-ai comportat cum trebuie și, în general, de ce l-ai provocat. Deci, nu violatorul este de vină, ci victima. Rudele, satul, gura lumii, toată lumea te blamează și, în general, mai bine taci, nu vorbi că... Pot să confirm din propria experiență. Pot să confirm acest. Deci am făcut cazul public, ulterior au apărut comentarii. De ce te-ai dus în sat? De ce nu ai rămas la Chișinău? Păi bine, de ce ar trebui să vă intereseze acest moment? Sunt probleme financiare. Nu sunt eu vinovat că am probleme financiare. Da? Asta este situația la noi în țară. Și de ce ar trebui, adică în sat, să fie asistența medicală mult mai proastă ca în capitală sau în altă parte? Eu, pur și simplu, am observat în cazul lui Ecaterinei că au fost foarte multe comentarii, bine, nu, majoritatea totuși erau în susținere, dar au fost și foarte multe comentarii de blamare. În primul rând, destul de mulți, inclusiv blogeri cunoscuți, au atacat-o și au învinuit-o că ar fi mințit. Cel mai amuzant că sunt bărbați care se dădeau cu părerea cum ar, ce înseamnă o naștere. Că de fapt este un simplu avort. Și nu doar un avort, și că a confundat cu necesitățile fiziologice. Exact, sentimentul facerii cu necesitățile fiziologice. Dar puteți să-mi explicați, de unde aceasta vine? De unde vine această blamare a victimei? Pentru că în cazul dat, femeia ajunge să fie victima sistemului. De unde vine această blamare din partea societății? După ce primele două zile când primeam toate istorii, efectiv plângeam, treceam fiecare istorie în mine, iar pe urma trezii am încercat să mă iau în mâini și hai să analizez mai amplu tot ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova și mi-am dat seama că probabil noi ca și societate ne lipsește acel sentiment de empatie, compasiune, compătimire. Da? Nu știu da, de ce. Nata a avut corect a vorbit săptămâna trecută despre acest caz, că nu avem empatie unii da, față de alții. Da, nu am auzit. Da, pentru că noi nu niciodată nu încercăm să ne gândim sau să trecem orice istorie prin pielea victimei, dar îndată încercăm să blămăm victima și astfel îngreunând situația și mai rău, înrăutățind situația. Vedeam și eu aceste comentarii în adresa Ecaterinei și nu înțelegeam de ce lumea atât de
plină de ură este, deci de agresiune, pentru că până la urmă Ecaterina a avut curajul să povestească. Foarte mulți o condamnau, și inclusiv și medici, inclusiv și membrii comisiei, că ea și-a spus păsul pe rețelele de socializare. Dar unde se spune, dar dacă nu are încredere în instituția medicală? Păi asta, eu văd altfel acest lucru. La început, Ecaterina și-a expus opinia sau istoria prin anonimat, ceea ce înseamnă din start că ea nu a vrut să se răfuiască cu acești medici, nu a avut scop să facă niște, să denigreze medicina sau ba mai mult, că mulți o condamnam că este politizată, că a fost plătită să facă acest lucru. Ea doar și-a exprimat într-un grup, un grup de femei în care femeile se împărtășesc în fiecare zi prin ceea ce trec, sentimente, ce gândesc, ce cred. Este grupul Dear Me, da? Da. Respectiv, ea anonim a scris prin ce a simțit ea, ce traumă psihologică a avut. Iar faptul că ea nu a rămas în țară este dreptul ei de a fi alături de familia ei, care la momentul dat se afla în altă țară. Și poate asta, și poate asta a fost unică scăpare, unicul refugiu de a, măcar cumva, de a uita de ce, prin ce a fost nevoită, da, să treacă. Și până la urmă, mie îmi pare rău că societatea noastră nu știa gândi la rece, nu știa filtra informația, nu știa trece cazurile prin sine sau a se gândi din ambele părți a monedei. Probabil noi ca și societate nu avem acel fior, acea sensibilitate, acea dragoste în noi de a retrăi compătimi pe cineva care trece prin greutăți. Dar aș vrea să mai abordăm un subiect legat de sărăcie. Deci este oare sărăcie acea scuză care ar permite medicilor sau oamenilor să găsească scuze unor asemenea cazuri, pentru că am văzut la fel foarte multe comentarii de genul, de ce dorim noi de la aceste sori medicale, infirmiere sau medici care trăiesc din salarii mizere? Acest argument a invocat un membru a comisiei. Eu vreau după pauză să discutăm despre aceasta. Ar însemna faptul că tu trăiești dintr-un salariu mizer că nu mai ești un om care respectă alt om care a ajuns într-o situație extrem de complicată de viață. Despre asta vorbim după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre istoriile tragice ale femeilor, mai multor femei din Republica Moldova care au devenit cunoscute recent după cazul Ecaterinei, fete care a fost nevoită să nască într-un WC-ul din spitalul mamei și copilului. Înainte de pauză v-am întrebat despre sărăcie, că drept o scuză care este acum invocat și nu doar în acest domeniu, peste tot, știi, ce putem să cerem de la polițiști, de la judecători, de la învățători, dacă ei au salarii mizere. Este un salariu mizer, o scuză într-un asemenea caz, de ce, de exemplu, nu s-au apropiat de Olga, cu în timp ce ea naștea? Cu siguranță nu. Și, în general, această scuză nu trebuie să existe, salariu mizer, că mie cine îmi dă dacă îți fac asta sau dacă te ajut pe tine sau dacă te spăl pe tine, dar eu ce salariu am dacă stau un pic peste program sau gata, e ora 5, la mine s-a încheiat programul și trebuie să plec acasă, nu mai am timp de audiții. Nu e o scuză și trebuie să rupem odată și pentru totdeauna acest cerc vicios. Noi, și revenind la întrebarea de unde se trage această tendință de a acuza victima. Cred că e problema totuși în educație. Noi toată viața noastră am fost cumva educați. Cedează cel mai deștept. Ei, lasă, nu mai spune tu și nu mai vorbi tu multe că o să-ți faci probleme mult mai mari. Întotdeauna am fost învățați să plecăm capul. Capul plecat, sabia nu-l taie. Da, nu-l taie, dar nici soarele nu vede. Faptul că noi încercăm să ne ascundem de probleme, asta nu înseamnă deloc că noi soluționăm acele probleme. Teoria struțului niciodată nu va aduce rezultate. Să nu dă Doamne să fie o cioară albă, nu dă Doamne să fie altfel decât mulțime, să mergem împotriva curentului, să ai o altă opinie. Întotdeauna așa am fost noi educați și încurajați să fim ca toți și să avem păreri exacte ca ceilalți. E și cazul femeilor care, de exemplu, unele dintre ele acum au avut curajul să vorbească, deci a fost prima Ecaterina și exact pentru asta a fost blamată. De ce nu tace ca și restul femeilor? De ce a început să vorbească? Da, iar explicația în cazul acesta poveștilor tragice, într-adevăr, este aceea că femeile, odată ce aleg să
scrie pe foaie istoria pe care au trăit-o, retrăiesc acele emoții și într-adevăr este o traumă psihologică. Eu nu vreau să mă gândesc, Ecaterina are 19 ani, a fost la prima ei sarcină, nu vreau să mă întreb acum când ea își va mai dori să aibă o următoare sarcină și ea să fie cu succes, cu adevărat. Da, și în plus, după felul cum a fost tratat cazul exact. Ei în spațiul public, pentru că nu și nu mă va surprinde dacă peste un an, doi sau trei vom afla că ea este din nou însărcinată, dar alege să nască într-o altă țară. De exemplu. Ceea ce fac foarte multe femei. Exact. De fapt. Nu știu, eu vreau să adaug la ceea ce spus de Victoria. De fapt, este o problemă în educație, pentru că noi, dacă observăm în ultimul timp, dacă cineva este altfel, gândește altfel, trăiește altfel, este blamat de societate. Pentru că nu suntem învățați, inclusiv din educația preșcolară, de la grădiniță, școli, de a fi mai toleranți, mai deschiși, de a accepta oamenii care sunt altfel, gândesc altfel și trăiesc altfel. Iar de fiecare dată când cineva iese din aceste standarde, este blamat. La școală, la grădiniță, copiii nu sunt învățați. Se începe a introduce acum niște obiecte facultative în care să învățăm a accepta alte poziții, alte gândiri, alt fel de oameni. Dar totuși, educația vine în primul și în primul rând din familie. Și atunci când, ca să fiu mai clară, un simplu exemplu, atunci când băiatul meu iubește foarte mult animale și merge cu niște ponei care se cred că sunt pentru fete și alți copii de 3 ani îl râd că tu ești fată, că te joci copii pentru fete, îmi dau seama că copiii sunt învățați a discrimina de la grădiniță. Nu e normal ca copiii de 3 ani să știe ce înseamnă a discrimina sau nu a accepta altfel de copii care altfel gândesc, altfel se dezvoltă sau pur și simplu vor să fie ei însuși. Și eu cred că noi ar trebui să atragem o mare atenție la educație și la felul de să ne învățăm a accepta alte păreri, alte convingeri, alte poziții, altfel oameni. Sau, într-un fel, să ne învățăm a nu discrimina oamenii, indiferent de etnie, religie, sex, orientare sexuală, vârstă, gen. Să ne învățăm a ne respecta, ceea ce ne lipsește foarte mult, chiar și aici. Bine, nu ești de acord cu istoria Cătălinei, nu o susții, nu crezi în istoria ei, nu o blama. Respectă-o, pur și simplu, că a avut curajul să se expună, a avut curajul să aibă o poziție. Dar la noi nu pot lumea trece cu vederile unei situații. Ei ne stă neapărat să jignească, neapărat să umilească o persoană și nu înțeleg de ce ne suntem învățați. Da, și unele persoane o fac foarte dur în mod public, fiind persoane publice, scriu posteri pe bloguri. Învinuiesc deodată toată presa care a mediatizat acest caz, că este clar că este vorba de o campanie. Da, și că este vorba de o campanie dirigată și regizată și noi de fapt căutăm doar titluri șocante și senzații, dar nu suntem capabili nici măcar să verificăm o știre și după ce se constată că de fapt acest caz a fost unul real și în afară de el mai există mii de cazuri de acest gen, de alte posteri eu nu prea am observat pe bloguri unde să fie explicat că eu îmi cer scuze față de acea presă care a fost blamată, dar asta e... Eu vreau să adaug la soluții. Mi-am dat seama că nouă ne lipsește servicii de consiliere psihologică în spitale. Poate ar fi oportun asta să fie și nu doar în spitale sau în secțiile în care se face avort, adică preavort și înainte și după. Dar, în general, să existe servicii psihologice în care omul, atunci când trece o traumă psihologică, să se poată adresa. Ar fi o soluție. Și altă soluție este că nu este prevăzut un mecanism intern și extern în care oamenii care doresc să declare un abuz sau pot face. Și să știe că ei vor fi protejați după ce vor declara acest sau abuz. Încrederea în instituțiile de justiție și în instituțiile de sănătate este foarte mică și societatea nu crede că... Și noi nu avem o lege a malpraxisului în Republica. Da, asta vreau să vă spun și asta. Una din puținele state care nu au astfel de lege. Poate aceasta ar fi următorul pas după depunerea declarației, după petiția online, poate asta ar fi următorul pas de făcut o campanie. Noi cel puțin asta insistăm să cerem în continuare. Exact. Trebuie de insistat ca o asemenea lege să fie adoptată. Olga, tu ce soluție ai vedea? La moment nu știu ce soluție. Eu sunt încă în perioada că încerc să supraviețuiesc, nu știu, să mă adaptez situației. Deci 6 luni pentru mine
Este încă greu să accept, este greu să explic copilului mai mare de 5 ani că bebelușul nu este, unde este, eu nu știu corect cum să explic. Deci aș fi de acord în cazul dat că într-adevăr aveam nevoie, cred că, din start de un psiholog sau o consiliere psihologică, cel puțin să fiu corect, informată, cum ar trebui să explic copilul. Pe mine, la moment, mă afectează, că eu nu știu corect ce să-i spun copilului mai mare, unde surioara care el o aștepta. Ulterior, dar cum când te-a întrebat, la sigur te-a întrebat, ce i-ai spus? I-am spus că surioara a plecat la Îngeraș. Nu știu, e corect, nu e corect, nu știu, fiindcă asta am decis la momentul respectiv cu soțul. Fiindcă eu am fost externată, copilul credea că noi venim acasă cu bebelușul. Dar bebelușul nici în burtă nu-i și nici în brațe nu-i. Unde bebelușul? Mai mare te-a văzut plângând? În aceste 6 luni. Da, fiindcă cred că am străduit să evit, dar au fost momente când pur și simplu n-am avut unde să mă ascund, hai să zicem. Eu am încercat maxim posibil să nu plâng sau dacă plângeam noaptea. Că este soțul, este copilul și n-aș vrea să fie afectați. Am încercat. La moment copilul 6 luni de atunci, dar băiețelul încă întreabă unde este bebelușul. Totuși nu poate, cred că înțelege și mă gândesc, poate eu nu corect ceva i-am explicat sau poate trebuie altfel să explic unui copil de 5 ani. Eu știi cum, pentru că tu spui asta acum, eu sunt convinsă că astăzi ne urmăresc mai mulți psihologi. Tu poți fi găsită pe Facebook? Da, sigur. Olga Mulic. Eu chiar aș ruga pe colegii noștri, pe oamenii care acum ne urmăresc și sunt psihologi, care ar putea să o consulte pe Olga gratis, la sigur, să scrie în privat, să o consulte. Ce să facă în acest caz? Eu cred că asta ar fi... Uitați-vă, eu cer scuz că intervin ulterior după naștere, în luna august, deci la, cred că o lună jumătate, am revenit în Chișinău ca să trec specialiștii, medicii, să văd de ce. De ce s-au întâmplat toate acestea? Și, paradox, eu am așteptat că, deci, medicul de familie îmi va recomanda un psiholog. Nici vorbă. Toate chestiile astea au fost făcute de rutină. Analize, urină, atât de neplăcut, eu poate la momentul acela, acum sunt mai rațional, la momentul acela avem nevoie pur și simplu de susținere, să fiu ascultat, să fiu auzită. Nu, au fost doar, nu, medicul de familie așa s-a exprimat, nu e chiar bine că s-a ajuns la minister, că ei întotdeauna găsesc acolo ceva. Probabil doamna n-a completat în cartela mea medicală anumite momente, eu nu cunosc, dar nu cred că era potrivit să-mi spun acest lucru. Nu e bine că s-a ajuns la minister. Asta nu e chiar bine că s-a ajuns la minister, fiindcă, mă rog, când a avut loc comisia la minister, deci au fost chemați toți medicii implicați, inclusiv medicul de familie. Incredibil. Deci eu pur și simplu vreau să le reamintesc celor care nu ne urmăresc de la bun început. Olga a avut un caz tragic pe care l-a trăit în spitalul din Belt. Nașterea. Asta putea să întâmple oriunde. Pe mine m-a prins la Belt. Pe data de 24 iunie, pe data de 20 iulie a fost formată o comisie care până acum n-a comunicat niciun răspuns. Și noi am ajuns să s-a semnat o petiție, deci 6 luni. Ministerul s-a autosesizat în urma unei petiții. Deci 6 luni eu nu am primit răspuns de la minister. Deci asta pe mine mă descurajează. Unde să mă mai adresez? Eu nu știu unde să mă mai adresez. La moment nu dispun nici de informații, nici de resurse ca să merg în judecată. Lumea spune, mă încurajează, mergi în judecată. Cu ce? Ministerul, simplu. Eu m-am adresat la minister care ar trebui să ne protejeze, nu am primit un răspuns. Ce mai vorbim eu mai departe? Eu cred că în asemenea cazuri, în primul rând, ceea ce ajută este solidaritatea din partea tuturor. Deci, mame, alte femei care încă n-au fost mame, asta nu înseamnă că nu pot fi solidare. În cazul meu. Bărbații, societatea, presa, societatea civilă. Deci, lumea trebuie să devină mai solidară. Eu tare mult sper că ceea ce voi faceți mâine este abia un început.
al unei campanii mult mai ample. Eu sper că se vor alătura oamenii care ar putea în mod voluntar să ajute aceste femei ca psihologi, nu știu. E nevoie de juriști, la sigur. De exemplu, eu nu știu dacă tu ai bani să ai un jurist bun de partea ta care ar putea, de exemplu, cazul știți, tău să-l apere, să-l bani găsesc în... ca să achit un jurist, dar problema, mă gândesc, are juristul interesul să mă ajute sau doar să cheltui bani? Este o diferență foarte mare. Eu nu vreau să cheltui bani în zadar. Eu am un copil acum de crescut, de întreținut. Eu foarte mult sper că se vor alătura aceste campanii mulți oameni care ar putea să se implice cu mai multă dedicație și care vor veni, la sigur, nu de dragul făcutului banilor. Noi avem foarte puțin până la sfârșitul emisiunii. Eu vreau și pe Victoria să o întreb. Ce soluție tu vezi în toată istoria asta? Soluții sunt inclusiv cele pe care le-am enumerat mai sus. O lege a malpraxisului cu siguranță este necesară în Republica Moldova. Servicii de consiliere, dacă ne referim doar în cazul subiectelor legate de maternitate și înainte de naștere și după naștere și pentru cazuri mai puțin fericite de genul avorturilor spontane sau întreruperi medicamentoase de sarcină. Deci consilierea psihologică și comunicarea eficientă este una din cele mai bune soluții și necesare. Mama trebuie să fie informată din timp care este situația ei, la ce să se aștepte, ce urmări va avea orice sarcină sau naștere, chiar și ea cu rezultate bune, cu un făt sănătos, poate avea urmări asupra sănătății mamei și să nu fie informată imediat, să afle peste ani că de fapt sunt niște urmări de la acea sarcină. Deci medicul trebuie să știe cum să comunice și să informeze corect. Poate nu direct pacientului ca să nu-l traumeze emoțional sau psihologic, să găsească o altă metodă, să discute cu rudele, cu soțul, familia, nu știu. Vom urmări ce va face în continuare Ministerul, pentru că ne-a promis că vor examina și nu se vor opri doar la această anchetă și că vor căuta soluții de îmbunătățire a situației. Eu mă îndoiesc că vom afla în curând acțiuni concrete, chiar dacă domnul secretar a spus că anul 2018 va fi un an al schimbărilor și schimbările vor fi în bine. Nu știu dacă vor fi doar datorită faptului că vom avea alegeri în toamnă. Vom urmări și vom vedea. Cert este, așa cum spuneam mai devreme, noi vom insista pe o adoptare a unei legi a malpraxisului și vom insista cu expertiză externă. Am înțeles că sunt, deși puțini, sunt câțiva experți specializați pe plan internațional în acest domeniu și atunci aș vrea să văd că se mișcă lucrurile și la acest capitol. Alina, tu de la acțiunea de mâine, la ce te aștepți? În primul rând aștept că este un termen de 14 zile în declarație și vom avea un răspuns în primul rând și se vor mișca lucrurile. Dar vă adresați prim-ministrului Pavel Filip? Nu doar prim-ministrului. În această declarație este vizat atât prim-ministru cât și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Oficiul Avocatul Poporului, Centrul Național Anticorupție, toate organizațiile internaționale acreditate în Republica Moldova, pentru că ele sunt parteneri de dezvoltare a țării și ar trebui să aducă aminte conducerei că au niște angajamente internaționale, mass medii, ONG-urilor și publicul larg. Eu îndemn și rog foarte mult ca toți cei interesați, inclusiv și cei din organizații non-guvernamentale, care pot să ne ajute mai departe să luptăm, pentru că eu înțeleg foarte mult că doar mamele, doar femeile, chiar dacă sunt o activistă, nu sunt specialist în domeniul medicinii și nu aș putea să văd lucrurile altfel sau să propun niște inițiative fezabile în care se poate de îndeplinit. Și eu îndemn foarte mult ca ONG-urile competente din acest domeniu să inițieze aceste discuții, să ne ajute să ducem până la cap aceste reforme și nu se va limita totul doar la niște show-uri, declarații și vizualizări în presă. Eu mulțumesc foarte mult acelor instituții sau jurnaliști și instituțiile media care vor într-adevăr să ne fie alături de toate mamele și nu vor să facă vizualizări. Și vă mulțumesc și sper că o să fiți în continuare alături de noi. Asta vă promit din partea întregii echipe TV8, asta vă asigur.
Noi chiar dacă n-am fost, știrile noastre erau în vacanță atunci când istoria Ecaterinei a devenit publică, noi am relatat cu cea mai mare atenție această istorie pe site-ul nostru tv.media și vom continua să fim cu ochii, nu doar pe istoria ei, dar și pe istoria tuturor femeilor care au ajuns într-o situație de acest gen. Eu mă bucur că astăzi au semnat deja 30 de organizații și au susținut această declarație și sper că aceste organizații vor fi și mai departe alături pentru a iniția niște discuții publice. Eu mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Dacă va fi asta de ajutor, eu își propune noi să mai revenim după ce va fi un răspuns la declarația voastră. Acesta urmează să fie dat în două săptămâni. Să ne vedem în acest format sau cu alte participanți. Dar vă promit că neapărat voi reveni la acest subiect. Pentru mine acest subiect este unul extrem de complicat. Vă spun cum este, chiar dacă eu încă n-am avut norocul să trăiesc fericire de a deveni mamă. Dar eu mi-aș dori foarte mult să am o experiență plăcută. Eu moderez un talk show politic, care așa se numește Politica, dar îmi dau seama că noi putem în fiecare seară să vorbim despre faptul că oamenii noștri trebuie să fie mai conștienți, să voteze mai, nu știu cum, mai mult cu capul, mai responsabil cu capul, dar nu cu inima, să avem alegeri libere și corecte, să cerem reforme, dar atâta timp cât noi nu putem garanta condiții minime de demnitate pentru o femeie care naște, despre care democrație să vorbim, despre care stat de drept și despre care eurointegrare. Eu asta nu înțeleg. Eu asta chiar nu înțeleg. Eu vă doresc aici o noapte bună și fiți mai solidari. Ne vedem luni la ora 21:30.